Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Halloween Horror. Este un minigame de pe Mindplex special făcut de Halloween, pentru că, după cum știți, Halloween-ul se apropie. Asta dacă vedeți videoclipurile în momentul în care eu le postez. Dacă le vedeți peste jumătate de an, atunci nu mai vine Halloween-ul, dar și atunci vine Halloween-ul. O să vină un Halloween cândva, la un moment dat. În fiecare an e un Halloween. Dacă nu știți care e treaba cu minigame-ul ăsta, avem 6 wave-uri de monștri, de mobi, de diferite tipuri. Niciunul nu este easy, adică toți au sunt OP, într-un fel sau altul. Și noi avem puteri, de exemplu îi dau cu sabia asta cu vulgar din Blizzard se numește. Aș vrea totul să nu se bage în fața mea ca să pot să dau și eu. Așa, și sunt destul de puternici bulgării ăștia. Știți? Și faza e în felul următor, faza e că nu poți să... nu poți să ți reîncarci viața decât natural sau cu cele 5 supe pe care le avem și atât. Wave-ul 2 constă într-un super zombie, dar pentru a trece de zombie ăsta mai întâi trebuie să ne omorăm și noi toți restul monștrilor care se tot spawnează. Ultimul wave fiind bossul, Pumpkin King. Dar până atunci trebuie să dăm în super zombaleul ăsta. Și o să dăm cu toate... tot arsenalul. M-am ucis repede, a căzut. Bravo băieții! Bravo băieții! Eu m-am băgat ca un cur în valul de zombie. Dar l-am omorât pe master ăsta, ceea ce e foarte mișto. Data trecută când am jucat, l-am omorât mult mai greu. Și în al doilea val chiar am... chiar am rămas în ultimul val cu toți. Cu ambii monștri, cu ambii giants, zombie giants. Ceea ce nu e ce tocmai cel mai plăcut. Mai avem un singur monstru și trecem la următorul nivel. Și mai avem 10 player live. E dubios că au murit 2. Așa. Ăsta este cel mai nașpa nivel din punctul meu de vedere. De aici începe să fie urțel, pentru că dacă e singur, you're fucked. Așa se spawnează peste tot și sunt niște pe engine pe ecstasy. Pe droguri, clar sunt pe droguri, pentru că uitați-vă să vedeți cum sar. Ăștia nu sunt normali. Ăștia nu sunt pe engine normali, ăștia sar ca altceva. Uitați-vă puțin cum sunt, ăștia trebuie dați cu... Așa, dăm cu din astea, cu Blizzard. Cu Blizzard de foarte bine. Hai să vedem și pe aici ce se întâmplă. Hai să vă ajut un pic, am încercat să vă ajut cât de pot, cât am putut. Aici avem câțiva. Nu, pleacă de aici. Uite, vedeți cum dau, vin, sar. Hai că am dat și eu un pic, vă ajut și eu un pic cât pot. E șmecher jocul, că nu e chiar atât de ușor. E destul de greuț. Și dacă ai o echipă bună, chiar poți să câștigi, să faci chestii mișto. Dacă n-ai echipă, te-ai dus pe Puppies. Așa. Mai avem undeva, mai avem 18, 17 monștri, 13 monștri, unde sunt? Uite-l până, uite-l aici! Bun! Așa, super! Acum avem, în wave-ul 4 avem gasturi. Aoleu, doamne, cât nu suport eu gasturile astea. Hai să încercăm să dăm în ele. Faza nașpa că în timp ce tu ești atent la gasturi, mai sunt și alte chestii care vin. Uite, de exemplu ăsta. Uite, vezi cum dau și vin. Dar îi ținem noi spatele, adică nu e chiar așa. Ne avem, we've got our backs. Dar mai sunt cu 8 oameni de-abia. Și nu e bine. Și mai avem și din ăștia. Trebuie să dau pe aici? Hai, strângeți-vă aici să vă dau. Hello. Bun. Gasturile ar trebui omorâte. Dar hai să vă dau din astea, așa. Am, astea e nașpa, că dacă dau drumul la click nu mai îmi anulează. Opa, nu-i bine. Eu nu mă mai duc în partea asta, că iar mi-a luat ultima oară, mi-a luat-o rău de tot. Mi-a luat-o aiurea de tot. Și nu mă mai duc în ei. Ar fi frumos dacă... Opa, nu-i bine. Nu-i bine că nu mai am viață multă. Hai să mănânc și eu niște supe. Hai să-mi încarc viața așa un pic. Ăsta ce e? Framing X. Bă, nu știu ce face chestia asta, dar hai să vedem. Opa!
nu-i bine. Uite, acolo e ăla. Ce fac? Nu! De ce m-am băgat în chestia asta? Sau în chestia asta? Sau oriunde? Nu m-am băgat bine deloc. Dar trebuie să fug de aici. M-am băgat în biserică. O să ne rugăm în biserică. Sperăm că nu o să ne distrugă casa. Că să dăm în toate chestiile astea. Ăsta vine fix în coa. Și eu trebuie să fug! Dar nu mai pot să fug! Mâncare. Cât de cât mâncare, cât pot mâncare. Gata, așa, super. Super busy. Hai să dăm în ei, hai să dăm totul, hai că putem să-i batem, hai că putem să ajungem la, din nou la nivelul. Dar mai suntem puțin player. Partea bună e că sunt amândoi în partea aia. Ei, erau. Și... mamă, nu mai am mâncare! Blizzard! Bun. Așa, nu mai am mâncare, o să... Astea, gasturile astea aruncă cu... Băi, de ce fugi de mine, mă? De ce fugi de mine? Chiar... și uite că mai am... Mi se reîncarcă hangarul. Atunci nu înțeleg care-i treaba cu hangarul, dar înțeleg care-i treaba cu ăsta. Și... știu că nu-i bine. Și am ajuns la Pumpkin King. Bineînțeles că o să ne luăm... Uite, ai cafteala. Dar hai să încercăm mai întâi să batem... să-l batem pe ăsta. Așa, super! Am dat, l-am terminat. Nu prea mai am foarte multă viață, astea sunt din ce în ce mai puternici. Trebuie să dăm în Pumpkin King. Nu te supăra, aici unde tai... Aveți un... zombie foarte mare. Altul. Parcă îl omorâsem. Sau ai făcut pe mortul. Opa! Hai mă, hai băieții. Hai băieții. De ce dai mine halul ăsta? Ce ți-am făcut eu? Uite așa, opa! Bă, da, vă spawnați de peste tot, anunțați-mă și pe mine. Nu știu exact cum aș putea să fac, dar aș putea să dau un ăsta și apoi să fiu atent. Tu nu ești bine deloc. Tu nu ești bine, nu e bine. Aș putea să dau așa, dar nu e bine deloc. Du-te, mă voi ascunde. Așa, în voi pot să dau. În voi pot să dau destul de ok. Așa, tu ai fugit. Tu ai luat-o așa. Hai să găsim unde era ăla mare. Și n-aș vrea totuși să am ploaia asta de... vezi, asta nu-i bine. Trebuie să-mi calibrez bine treaba asta. Și trebuie să dăm în Pumpkin King, nu trebuie să dăm în ăștia. Că dacă dăm în ăștia, nu e bine. Bine, și nici să nu dea noi, nu e bine. Take on Titan, Revenge of the Pumpkins. Ar fi mișto, dar dacă nu mi-aș lua omor. Aș vrea să dau un ăștia. Dintr-un motiv sau altul am simțit că trebuie să fac chestia asta. Și dacă vreau să dau așa, și dacă vreau să dau și să vă captez pe toți, să fiu ajutat de cineva, ca să nu mor. Uite, eu vreau să dau un voi. Serios? Mi-am luat omor? De la cine mi-am luat omor? De la Creeper, Zombie și... de un arcaș mi-am luat omor. Bă, nici nu mi-am dat seama de unde a venit. Oricum. Nu știu cât mai are ăsta viață. Kill the Flame Shield. Da, nu prea. Mai avem destul de mult. Și-a regenerat, își regenerează viața. F2. Na, ok, băi, atunci sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Bravo, boss, chiar ai dat bine. Dacă mai vreți să vedeți videoclipuri de genul ăsta, lăsați un comentariu, spuneți-mi dacă mai vreți să vedeți și ce fel de videoclipuri vreți să vedeți. Până la un nou videoclip, rămâneți cu bine, eu sunt Cosmin, salut!